Nu știu ce faceți voi, dar noi astăzi facem cărniță de iepuri și carne de nucă. Acolo ședința foto. Doctorul Aoleu pune medicamente pentru iepuraș să ne mănânci musculițele și insecte. Alte mame. Bravo, Năstica, dacă te pșechi, pșechi. Da. Hai, cine-l prinde? Eu la duci cum șe. Ei nu vor. Trebuie ca mănâncă păduchii și purișii. Ia ca unul, ia câtă lă. Și ce-ai făcut? Davai, hai azi. Uitați-vă cum arată, dar este secret, nimeni nu știe că este carne de iepuri și nutră, că niște fete nu vor să mănânci nutră, dar o să mănânci astăzi nutră. Parcă am stat normal, parcă ne-am scaldat și sunt și pe furtuna aia ca vinori, bate vântul, copacii ne răstogolești, palmierii mi-o chica jos, dar eu stau și aștept. Vai. Hai să-i cu trăgamul, să știi ce? Să iei trăgamul ăsta să bagi în cor, dar cum? Lasă-o ieri să meargă cum bote ea. Hai! Yeee! Ne. Nu sunt în Madrid, sunt la Râșcanu, ca parcul afgan. Tare frumos. La Negrini a plouat, dar la Chișinău nu. Dar florișerile trebuie udate, tăiate. Bună dimineața, s-a nervat dulceața. Uitați-vă la ochelarii lui acest domn, uite încoace. Deci exact efectul, sisea, efectul, sormea, cum mi-am cumpărat o pereche două de ochelari, dispar, domnule, nu mai sunt! Și mă scuzați, dar eu la micul dejun, dacă nu am avocado, nu am scrob și icră roșie, eu nu mănânc, pentru că eu așa am fost educat de mititel, de prins de mititel. Dacă nu văd icra pe scrob, eu nu mănânc, mă ușiz. Să cânt un cântic. Am o soră, n-am 100, și așa ea-i nemâncată. I-am adus un iagurțel ca să crească. Domnșoară! Tu treci pe lângă mine și nu mai vezi. De ce așa grăghită? A, tu ești... Na, ți-am adus mâncare, na! Noroc, spus de nu te-am cunoscut, noroc. Unde duci? La piața centrală, nu în altă parte. Fix la piață. Noi astăzi ne asortăm, suntem doar pe verde. Dar știi că o fată nu trebuie să poartă să fie niciodată. Tu nici nu poartă niciodată. Așa am înțeles. Pentru la oamenii ăștia, de când tu n-ai fost la piața centrală? De vreo 8 luni. De vreo 8 luni. Da. Dar și astăzi te luăm? Vișine și acolo mai găsim. Vișine, fixativ. Dar fie pe aici la mine? De aici? Noi tot aici ne ducem. Ne ducem aici la piața centrală. Nu, ne ducem acolo. Da, sigur. Mai întâi ne ducem aici și până acolo. Hai. Vezi dacă cum mă măjez pe soarnă. Vedeți cum am grijă. Apropo, nu-i frumos ca o prințesă să mănânci pe stradă? Eu nu sunt prințesă. Deci ești. Răbâne Izaură. E ca femeia asta m-a sărășit de 1 milion de euro. Cu florile. Bună ziua! Bună ziua, Florin! Sculca lez, sculca zim și fășeți. Ce aveți? Aloie de data asta. Mă întreabă. Nu a fost pe la mătale, mamă. Ia că am venit. Da. Nimeni nu m-a cunoaște. E bun, dar hai că m-am... El așa merge în viață. Când ajungem în dimineața acasă, dacă... În căutarea jișinilor pierdute, grandi jișini în piața asta. M-am sturat, dați jișini la oameni. Faceți ceva, nu sunt condiții în țara asta. Așa, de ploaie, de vânt, Dora tot timpul la datorii. Așa, bravo, până în scara. Hai, dar mușnirea asta faci din față, dacă nu zic. Așa, uitați-vă ce se întâmplă în oraș. Apă în stânga și în dreapta și în față. Și mergem prin Veneția, mai nu cu corabia, dar cu mașina. Mă numești Butez, uitați-vă cum mergem noi prin orașul Chișinău, capitală, frumoasă. Apsi, Iza, vă-s eu! Ce facem noi? Ori investim în orașul Iza, ori ne scădem! Ia-ți mai corabia și treci în stânga! Ei! Au!
Zac! Zac! Help! Da, am ajuns acasă, iar vântul este nu culcat tot copășii. Mâine dimineața avem la tine niște treabă de dimineață tare și am venit cu seara la... Ia uitați-vă ce oaspeți avem noi aici la scară. Ploaia i-a speriat și i-a adus. Cuțișorii, ține acolo mămuzei. Ține acolo. Nu vă temiți, nu vă temiți, noi nu vă facem nimic. Țară-s mă culcă. Bună dimineața din Telenești, cât mașina se alimentează. Trebuie să ne alimentăm și noi cu o cafeluță. Eu sper că ești, am înțeles că în toate benzinările Petrom este cafeaua Viva, de care m-am îndrăgostit când eram student și veneam la festivalul în România. Spune bună dimineața, s-a trezit dulceața, lansă caută de răgănită dimineața. Uitați-vă ce am găsit eu astăzi aici în Telenești. Foarte mășcați! Până au vrut să duc ea să mă puleagă, zic, nu, mă duc eu în copac, mă sui sângul și în ghilie, uitați și zi mășcățele. Mandarin mă ating să numesc, nu știu cum, da, azi buni, buni. Dragilor, ia ca sfârșitul lui Igor Nicolaevici e aici la Cocilia. Fio, încă 10 minute și e perfect. Uitați-o la dânsa. Bună dimineață. S-o trezesc să mă petreacă la lucruri. Și faci prințesa. Ei, așa e, așa e. Și iată micul dejun pe care îl avem noi astăzi dimineață. Ia uitați-le cât de frumușele. Dar așa luăm câte două, trei cap să ajung la tăț. Ladna, patru, șase. Iată așa. La finuț. Și acum undeva cântă o păsărică frumușă. Ciurbălă, ciurbălă, ciurbălă. Mai frumoasă și mai mirositoare dimineață ca la Negureni nu există pe acest pământ. Mai ales că a plouat și tot-i plin cu rouă, și tot-i plin cu natură, tot-i plin cu niroznă, și tot-i plin cu... Da, și ce hârlizești? Pe femeie, și ce hârlizești acolo, i-am spus mie. Dar cum vorbesc? Și nu-i drept? Și astăzi dimineața, fiind în Mândrești, mireasa îmi trimite locația unde trebuie să mă duc. Waze-ul mă duc și la poarta mireasei, eu văd poartă verde frumoasă, văd baloane înșurate și praf face de obicei. Într-un ogradă liniște, sunt binireasă. Da, unde ești? Îi spune un ogradă. Și îi zic, eu tot sunt ogradă. Numai că în altă ogradă, la o altă nuntă care a fost ieri. Și noroc cu oamenii și e doar neutăți. Și rămân nici lucru cu ogradă. Stăteam și așteptam, poate a venit cineva și mă... Eu cred plin. M-am întâlnit la un șpriț Aperol, la un tămerce, la Vinus. Mă întâmpim cu măta cu tort, că vă uși de tăt. Să mă uitam de ce așa am o dispoziție deosebit, parcă ziua e mai deosebită. Dar de fapt astăzi este Sfântul Mucenic Emilian. Aștept felicitările voastre. Aștept cuvintele voastre de laudă. Cuvintele voastre de felicitări pentru mine. Și deși nu și cadouri. Mă pornesc spre Italia, mușa Iana. Și vreau să felicit toți emilienii și emilienșii și tăți care îi cunosc și care nu-i cunosc cu această zi frumoasă din viața noastră autohtonă. Și cine o să nască astăzi Emilian să fie, că e cu sfânt, că e cu bine, că e cu talent. Eu propun deja să înceapă mini-vacanța pe care o avem în Italia. În 3 ore zburăm, așteptați-mă, ragațe, ragațuli, ragațulchi, mumulchi. Că deja am primit întrebări, Emilian, dacă a trebuit să fac testul COVID. Din păcate, a trebuit să fac testul COVID, chiar dacă am acest vaccin pe care l-am pus, au trecut 2 săptămâni, în Italia cer neapărat și
testul COVID. Băga mi-aș picior. Abia l-am făcut. Eram sigur că este negativ, pentru că toată viața o să fiu la virus negativ, dar pozitiv la fapte gigălășonă. Vor spre Bologna, dar o să fiu până pe 3 în Fano. În cazul în care sunteți acolo, atunci puteți să vedeți cum e mânțica, că e pregătită. Un pic mi-am cârlionța părul, că zaviv când nu mi-am făcut, dar urmează să-mi fac. În sfârșit o să respire domnul, că zilele astea atât de mult am avut de muncă și dimineață și noapte și câte 3 nunți pe zi și el ce și și nu am avut timp nici măcar să duc la să duc la vorba și aia, la ce? La șezători. Și gata. Ia-liciu tibe na nebe za zvezda. Никогда не смотри вперед, смотри только в правую стороне, потому что там окно открыто к небу. Потом эти духи, не духи, эти тучи, Cerea perfectă atunci când zbor, să mă dau cu parfumul Tom Ford, stau la geam și Nini lângă mine. Жизнь малина, жизнь прекрасна, жизнь просто так жизнь, знаете, когда ты улетаешься. Pista 27, Doamne, dar ce cer frumos! Hai! Doamne ajută, ieți viteza potrivită. Așa, nimeni. Ador momentul ăsta când trebuie să decolăm și să fiu acolo unde mi este locul, adică printre stele. Tu nu știu, знаете, эти звезды, есть звезды в небе, есть звезды на пământе. Ну вот я одна из них. Спасибо за уважение, за страха потерялся. И хай мои Василий. Gata! Italia, eu vin, ai grijă!